Bună ziua, domnilor și domnilor, vă spune Mircea Goian, suntem la o nouă ediție în Lumina Adevărului și astăzi vorbim despre mai multe subiecte, din care unul mi se pare foarte incitant, are titlul emisiunii noastre, de altfel vă sugerează și vă arată cam despre ce vrem să vorbim la un moment dat, nomazii digitali. Stau de vorbă în această ediție cu doamna Maria Mornea, președinte CECAR, filiala Hunedoara. Bine ați revenit, doamna președinte, la emisiunea noastră pentru a mai deslăna atât noțiuni cât și concepte. Doamne ajută! Mulțumesc de invitație și îi salut pe telespectatorii dumneavoastră. Da, sunt multe subiecte care sunt incitante la ordinea zilei, dar noi astăzi ne-am propus să discutăm despre lucruri un pic mai nu deosebite, ci să lămurim niște fapte, niște lucruri care se întâmplă și cum pot fi ele tratate atât din punct de vedere al activității economică, financiar, contabile, cât și din punct de vedere fiscal. Asta o să vadă telespectatorii, normal, e o formă de adaptare a unor indivizi la noile schimbări. Că despre categoric, asta e vorba. Categoric discutăm despre nomazii, discutând despre nomazii digitali, practic sunt acele persoane care desfășoară activități la distanță, prin telecomunicații și care sunt fie salariați, da, salariați au unor companii străine, deci menționez străine, sau dețin ei companii în state terțe. Da, vă propun să lăsăm mai spre final, să rămână telespectatorii să curioși, discutăm așa, pe dacă sunt, bineînțeles. Da. Până atunci, hai să vorbim despre alte lucruri care se întâmplă, de exemplu, contractele de închiriere la chiriași. Din câte am înțeles, eu nu sunt specialist, dar există două forme de a trata aceste contracte. Da, poate chiar mai multe. Depinde cine este proprietarul. Da. În momentul în care proprietarul este o persoană fizică. Mă gândesc că nu contează culoarea politică. Categoric. Nu. Deci poate să fie galben, poate să fie albastru, poate să fie roșu, nu contează. Și în special verde, ca să fie dolar. Verde ca să fie ecologist. Da. Ecologist. Da. Deci nu discutăm despre. Da. Deci sunt mai multe aspecte care ar trebui să le discutăm, să le tratăm. Deci dacă proprietarul imobilului, discutăm de bunuri imobile, da? Pentru că pot să fie și alte bunuri active imobilizate, mijloace fixe care pot fi închiriate. Și o să vă explic imediat despre ce este vorba. Deci dacă imobilul este deținut de o persoană fizică, acesta este obligat, începând de anul acesta, să depună acea declarație 168, prin care se depune contractul de închiriere care a fost întocmit pentru anul 2023. 2023. Începând cu 1 ianuarie, să-l depună la ANAF. Fizic sau online? Fizic, online. Online la etajul 2. A, cu dosar cu șina. Dosar cu șina. Deci, pot să depun această declarație atașată dacă au spațiu virtual, privat, virtual și așa mai departe. Asta înseamnă să aibă CPV-ul acela sau? CPV-ul, da. Care, de fapt, este obligatoriu pentru toate persoanele fizice care realizează venituri și care întocmesc declarația unică. Deci trebuie să aibă spațiu privat virtual. Deci să aibă cont în spațiu privat virtual. Deci aceștia, din punctul acesta de vedere, ei au această obligație. Acum mergem mai departe la persoanele juridice care pot să închirieze. Da? Închirierea poate să fie în leasing operațional, fie în leasing financiar. Închirierea în leasing operațional este acea închiriere clasică a bunurilor, cu contractul de leasing operațional. Da. Clasificarea... Asta e deja mai complicat aici, dar să rămânem la persoane fizice. Acea declarație creează efecte, nu? Păi, da, pentru că în baza acelei declarații trebuie să depună declarația unică care o va depune anul viitor, până în data de 25 mai. Sigur că dacă
contractul. Asta în situația în care mai are venituri sau? Nu. Nu. Declarația unică parcă... Declarația unică se depune pentru închirierea de bunuri, venituri realizate din cedarea proprietății bunurilor, da? Se depune în fiecare an. Sigur că pentru anul 2023, practic, legea vine și zice că în 30 de zile de la data efectuării operațiunii, adică practic ar trebui să fie depusă până în data de 30 ianuarie, da? Și numai eventuale modificări care se pot face. Pentru cele care sunt încheiate, contractele care sunt încheiate în lei, pentru cele care sunt încheiate în valută, se depun tot așa cu la cursul valutar de la data la care se depune declarația unică, urmând ca anul viitor până în 25 mai să se facă regularizarea. Dar numai la cele în valută. Da, e clar că unul din efecte este plata impozitelor, categoric, nu? Venit. Categoric. Da. Deci, și administrația finanțelor publice vor să aibă această evidență a tuturor contractelor care au fost încheiate. Atenție că și cei care au din anii anteriori contracte încheiate sunt, declarația 168 nu vine să-mi spună că numai cei care au încheiat contracte în anul 2020. Deci și celelalte care au fost încheiate înainte de 2023, consider că trebuie să fie depuse. Da. La persoanele fizice, da? Da. Am lămurit-o. Acum, persoanele juridice, haideți să mergem simplu pe contracte de închiriere să discutăm. Persoanele juridice sunt tratamentul lor, atât fiscal cât și contabil, este diferit. Pentru că persoanele juridice care aplică reglementările contabile în conformitate cu IFRS-ul, da? Asta fiind? Standardele internaționale, standarde de raportare financiar-contabile, ele sunt, au un tratament contabil care se aplică acestor situații, acestor activități economice. Ele sunt fie cele care sunt reglementate de Ordinul 2864, fie sunt cele reglementate de 1802 sau 3103 sau alte reglementări contabile care se referă la bunurile închiriate. Dar cele care sunt pe IFRS, clar, aplică 2864. Ce înseamnă asta? Că ele... Bun, asta se poate alege sau există o clasificare? Sunt condiții. Sunt condiții pentru că trebuie să raporteze conform standardelor internaționale de raportări financiare acele entități care sunt încadrate într-un grup de mărime și au filiale și au societăți care sunt asociate unui grup. Nu discutăm de grup fiscal, discutăm de grup economic, da? De exemplu, o societate, iau Arcelorul, Mittal, da? Deci ea clar face parte din grup și trebuie să întocmească situații financiare în funcție de raportele financiar-contabile anuale, internaționale, scuzați-mă. Ce înseamnă asta? Că ArcelorMittal trebuie să aplice aceleași politici contabile ca și societatea mamă, ca să poată fi comparabile, ca să nu apară mâine, poimine și acum fac o mică divagare, să nu apară un Parmalat, da? Da, să nu apară un Eron, da? Pentru că în momentul în care întocmești situațiile financiar-contabile, în afară de conturile individuale, care sunt de fapt bilanțurile noastre, care le depunem la finanțe, da? Acelea sunt conturi individuale, se întocmesc situații financiare consolidate. Și ca să consolidezi aceste situații financiare, sunt obligată să fac anumite retratări, sunt obligată să aplic anumite politici contabile. Și acum, venind la oile noastre, da? Aceste societăți care aplică IFRS-urile recunosc chiria ca și un drept de utilizare. Asta însemnând că, adică, asta însemnând se amortizează pe, întâi, pe seama, pe, exact. Da. Fiind o imobilizare corporală, ea se amortizează în timp
la nivelul contractului de închiriere. Asta înseamnă că propoziți să se micșorează, nu? Nu se micșorează pentru că deci valoarea raportată în situației financiare, da. Deci se scade de fiecare dată din valoarea care se scade valoarea obiectului închiriat. Da. Bun, aia în ce fel influențează, să zic? Deci influențează ca și un cost de exploatare. Nu ca și cost cu închirierea. Aha, am înțeles. Adică sunt lucrurile momentul în care le tratez din punct de vedere al operațiunilor economice. Una este o exploatare a unui bun și care... Acum merg un pic mai încolo, în momentul în care calculez activul net corectat, nu cel care se calculează la situațiile financiare ca să calculez influența la 153, ci din punct de vedere al evaluării bunurilor. Da? Așa că atunci, vă spun ce am înțeles eu din la povestea asta, înseamnă că chiria rămâne aceeași, chiar dacă el se amortizează și valoarea lui scade, nu? Da, pentru că, de exemplu, eu am contractul, înțeles perfect. Eu am contractul de închiriere. Vedeți, la aceste contracte de închiriere nu sunt neapărat numai la imobilizările corporale, adică la clădiri. Acestea pot fi, de exemplu, acele închirieri de mijloace fixe. De aceea v-am spus la început de leasing operațional sau leasing financiar. Acele închirieri de mijloace fixe, pentru că o să vă spun, inclusiv în cazul leasingului financiar, 2864 vine și îmi spune că le recunosc ca și drept de utilizare, nu ca și imobilizare, cum mă obligă 1802, adică cei care aplică directiva 34, care mă obligă să recunosc în situațiile financiare aceste bunuri închiriate, pe leasing financiar, mă obligă să le recunosc ca și bunurile mele proprii în componența cu costul împrumutului pe care eu îl înregistrez. Pe când cei care aplică IASI FRS recunosc această chirie, aceste bunuri în baza contractului care se încheie ca și drept de utilizare. Eu am încheiat contractul de utilizare pentru o mașină, da? Pe 5 ani de zile, în care am stabilit chiria. Eu recunosc ca și drept de utilizare valoarea toată a celor 5 ani de zile, mergând și amortizând dreptul de utilizare. Pe când, dacă mă duc pe contractul de închiriere, da? Mă duc și îl înregistrez în fiecare lună chiria. Deci sunt două lucruri diferite, fără să... Și în momentul în care, de exemplu, calculez activul net, cum am spus, activul net corectat al unei activități, pentru activitatea respectivă, eu pot să cuprind în valoarea bunurilor pe care eu le utilizez, pentru că le utilizez, acele imobilizări. La cei care aplică IASU, le recunosc ca și drepturi de utilizare, din coace le recunosc ca și bunurile lor proprii. Ce complicat e. Foarte. Pentru un om simplu închiriază un apartament sau ce știu, o mașină și el știe că a luat pe banii ăștia, trebuie să plătească impozitul. Nu discutăm despre aceste tratamente între persoanele fizice și societăți, ci discutăm de aceste tranzacții comerciale care sunt destul de dese și destul de multe între societăți. De exemplu, vă dau un exemplu. De exemplu, am o linie de fabricație pe care pot să o iau, să o închiriez fie în leasing operațional, fie în leasing operațional. Deci în momentul în care... Asta, leasingul fiind o formă de... O formă de chirie. De dare în folosință a bunurilor. Pe baza unei chirii. Pe baza unei chirii, a unei rate, a unei... Deci operațional am chirie simplă. E un pic mai încerc să fiu cât mai puțin sofisticată, mai simplu, da. Deci este o chirie și cealaltă este o rată pe care o plătesc în fiecare lună și dincoace este o chirie pe care în situația în care, vedeți, sunt acele principii care sunt
prevăzute în, în normele contabile, acel principiu a prevalenței economicului asupra juridicului, acum e un pic altfel, îi zicem, a contract, a activității economice, cum este prevăzută în documentele legale. Pentru că, conform directivei europene, încă o dată, dacă închiriez mașina aceea în leasing operațional, da, nu îmi intră în patrimoniu, deci nu îmi intră în, situațiile mele financiare bunul respectiv decât în afara bilanțului. Aha. Ca până, și, la final, până când? Până când rămâne a meu sau îl dau. Aha, am înțeles. Dacă îl iau leasing financiar, atunci acel bun intră în situațiile mele financiare și pentru el plătesc o rată. Până acum ieșim un pic din povestea asta, m-am adus aminte că am înțeles că băncile au fost amendate pentru că în momentul restituirii împrumutului de către clienți, da, ei trăgeau ratele și nu trăgeau și din suma. Domnul Gian. E adevărat? Am înțeles? Deci, ce s-a discutat despre bănci, îmi pare rău că cel care a lansat-o în discuție ar fi trebuit să știe niște lucruri. Niște lucruri că în momentul în care eu... Deci, modalitatea aceasta de calcul este la nivelul recunoscut internațional. Nu noi am făcut această metodă de calcul și este și un calcul științific. Da. Pentru că dacă eu v-am acordat un credit de 100.000 de lei, da? Și rata dobânzii pe perioada creditului este de 8%, să zic, da? Deci, se calculează, este o formulă de calcul, că nu este, deci este o formulă de calcul prin care se calculează anuitatea ratei, așa se și numește, în care vine și zice, principalul, adică creditul, ori procentul de dobândă, ori inclusiv cu radical de la 1 la nu știu ce. Deci așa se calculează rata respectivă, da, în felul în care doresc ca să plătesc o rată fixă. Bun, da, deci aici, anuitate, da, anuală, de aceea îi spune, anuitate. Da? Bun, da, asta înseamnă că, adică respectivele, din câte am înțeles eu, poate am înțeles greșit, că trăgeau numai rata, nu luau și din suma. Păi, da, pentru că ce se întâmplă? În momentul în care, de exemplu, eu am rambursat 10 lei din cei 100 de mii, da? Deci am rambursat 10 lei din, și rată, da? Deci din principal, adică din suma împrumutată, da? Da? Și 90 de lei am rambursat dobândă în primele luni. Deci în primii ani. Pentru că dacă calculez... să mă duc pe o rată fixă, nu pot să fac altfel. N-am cum să fac altfel. În schimb, în ultimii ani, voi avea 90 de lei împrumut, da? Și 10 lei dobândă. Rata, da. Adică dobândă, da. Deci, așa este metoda de calcul. Păi acum, de ce au amendat pe băncile? Păi eu să conteste, deci despre ce povestim, da? Problema care se pune este cealaltă, legată de faptul dacă eu mă duc să rambursez anticipat un credit. Aha. Deci, în momentul în care eu mă duc să rambursez anticipat un credit, dacă prin contract este prevăzut că... suma rămâne în continuare, rambursez aceleași rate, da? Și nu reduc numărul de rată și așa mai departe, nu recalculez dobânda, asta ar putea să fie cuprins în contractul de credit, acest aspect. Și atunci, aceasta este o clauză abuzivă. Aha. Deci, trebuie să discutăm diferit despre lucruri. Da, dar e important că oamenii, în general, nu prea știu lucrurile astea. Deci, da, sunt lucruri diferite. Normal, ar trebui, în momentul în care se face rambursarea anticipată, ar trebui să se recalculeze atât suma rămasă de plată, cât și dobânda, pentru că în momentul în care fac rambursarea anticipată, eu rambursez creditul. Corect. Pentru că față de așa și în momentul în care am făcut rambursarea anticipată, înseamnă că suma pe care eu am de plătit este mult mai mică și atunci ar trebui să vii să recalculez anuitățile. Fie reduse, fie pe o perioadă mai scurtă.
Sau, și în cazul că rata e fixă? Deci trebuie să se recalculeze aceste, această dobândă. Dar nici de cum nu putem să spunem că este ilegal să plătesc în primele luni 10 lei împrumutul și 90 de lei dobânda. Pentru că așa se fac calculele. E ca și cum unul și cu unul fac 2, nu pot face 3. Da. Bun, dar ați auzit de situația, nu? Sigur că am auzit, dar de aceea am, și, de aceea am și zis atunci, pentru că este totuși o situație anormală, exact ca și cum, de exemplu, vă mai dau un exemplu care poate foarte multă lume nu știe. Dobânda se calculează, dacă nu este specificat clar în contractul de credit, se calculează la 360 de zile anual, nu 365 sau 366. Asta înseamnă că și luna februarie are tot 30 de zile și luna ianuarie are tot 30 de zile. Asta pe motiv că? Pe motiv că așa se fac calculele. Pe motiv că așa s-a agreat să se facă calculele, ca să fie o formă mai ușoară de calcul și, sigur, și softul să fie mai altfel, mă rog. Deși acum nu ar mai fi o problemă, deși ChatGPT s-ar putea să dea răspunsurile proaste, pentru că a fost învățat fie să calculeze la 360 de zile, fie la 365 de zile. Și atunci lucrurile sunt diferite. Da, deci, ChatGPT este o unealtă, nu? Exact, logic, este o unealtă, da? Și... Deocamdată. Deocamdată, dar eu domnul Goian, acum vă dezvălui o chestie. Mie chiar mi-a plăcut și îmi plac în continuare SF-urile. Și mie, așa. Chiar urmăresc, dar din păcate în ultima vreme sunt cam de proastă calitate. Dar nu, dar cărțile nu, sunt în continuare. Nu cărțile, filmele. Deci Herbert e în continuare super și Asimov iară din nou, deci nu discutăm despre ei și așa mai departe. Deci, și pe vremea aceea, în primele, nu discutăm de Jules Verne, ați văzut că cam toate lucrurile se întâmplă. Nici într-un caz nu cred că ChatGPT va putea să intre și să ne să fie un fel de Matrix sau să fie un fel de altă ființă inteligentă, să-i zicem ființă, deși nu este ființă, că este o mașină. Cred că nimeni nu poate garanta că se va întâmpla așa sau așa. Deci... Da, pentru că chiar dacă totuși eu sunt și credincioasă și cred că Dumnezeu nu a făcut mașinile să conducă oamenii. Punct. Da, e un subiect. Aici nu este zona noastră. Nu este zona noastră, dar am pornit de la dobânzile. Corect, da. Și de la aspectele legate de modalitatea de calcul a dobânzilor și de modalitatea în care ele sunt. Dar ar putea să fie în contractele de credit, mă repet încă o dată, o clauză abuzivă prin care să se stipuleze că nu se recalculează dobânda chiar în cazul în care se rambursează anticipat. Dar corect, ar trebui să se... anuitățile acestea se calculează în funcție de principal. Ori dacă eu am venit și am plătit o sumă mai mare decât a fost calculul inițial, trebuie să facă reactualizarea acestor sume. Aș vrea să mă mai întreb, găsit o statistică propriu-zis, prin care, mă rog, se afirmă, sigur, mai mult ca sigur în urma studiilor și a sondării, că dizolvările de firme, dizolvările, da? Adică firmele care au dispărut, care nu mai există... Dizolvarea nu înseamnă și dispariția firmei. A, nu? Nu. Da? Dizolvarea este primul pas spre lichidarea firmei. A, dar până la urmă se lichidează. Da, dar pentru a putea fi lichidate la Registrul Comerțului așa cum au fost înregistrate, ele trebuie să fie lichidate, nu numai dizolvate. Aha. Asta presupunând un proces în plus față de hotărârea de dizolvare. Într-un fel sau altul. Parcă lichidarea parcă trece pe la nu neapărat zona justiției, nu? Deci pe partea sunt lichidări care se pot face nu neapărat prin instanțe judecătorești, da. Acele lichidări voluntare, da. Care se pot înregistra, sigur, toate
toate înregistrările care se fac la Registrul Comerțului costă. Sunt avizate. Și costă. Nu, sunt avizate de către un judecător. Da. Deci ele toate trec prin sfera justiției. Dar modalitatea simplificată de a fi verificată de către un judecător, acele lichidări voluntare, acele dizolvări voluntare, lichidări voluntare, în situația în care societatea n-a mai avut activitate, nu are active și așa mai departe, sunt lichidări voluntare care nu ajung în sfera instanțelor judecătorești. Toate celelalte lichidări care voluntare sau involuntare, adică voluntare în sensul că ele sunt începute de către asociați acționari, acelea sunt voluntare, da. Și celelalte care sunt de creditori, de finanțe, de salarii și așa mai departe, acelea sunt lichidări care ajung clar pe masa instanțelor judecătorești. Bun, asta noi discutăm acum de firme care ajung în faliment, nu? Da. Da și nu. Pentru că eu pot, de exemplu, să nu fiu în faliment. Da? Și vreau să-mi lichidez firma. Nu mai am niciun fel de de datorii, da? Și vreau să lichidez firma pentru că știu eu, am diferite motive. Da, plec din România. Nu mai vreau să activez. Da? Și atunci lichidez societatea, nu este obligatoriu să ajungă în instanță, în instanțe. Sigur că în momentul în care se depun aceste cere de lichidare voluntară, ele sunt comunicate atât ANAF cât și celorlalți potențial creditori de către sunt publicate în BPI, în buletinul practicienilor de insolvență, și ele sunt supuse analizei de către potențialii creditori. Da? Bun, deci numărul firmelor dizolvate a crescut cu 28,51% în primele 3 luni din 2023 până la 10.709 față de firme, da? Față de 8.333 în aceeași perioadă din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe divizări au fost dizolvări, au fost registrate în București, respectiv, mă rog, 2000, în fine, dau niște cifre aici, deci București și Târgu Mureș, orașele. Timiș, Cluj, orașele mari, Constanța și Ilfov. La polul opus, cu cel mai puține dizolvări de firme, au fost în Mehedinți, Covasna, Ialomița. Deci, domnul Guian, am mai povestit noi despre aceste calcule care sunt calcule comunicate, care sunt date. Când am povestit de modalitatea în care se calculează gapul de TVA, de exemplu, acea diferență între TVA-ul care ar trebui declarat și cel care se declară, da? Pe anumite algoritme. Vorbim de acum, raportare, adică de exact. Da. Acum, deci se raportează că s-au dizolvat atâtea societăți. Ok. Câte din ele au fost dizolvate voluntar? Câte dintre ele au făcut parte dintr-o divizare? Că, de exemplu, am o societate A care se divide către B, către C, către Z și așa mai departe. AU se dizolvă. Pentru că și-a transferat activitatea către cele trei sau către două. A, și dintr-una apare... Sau din două apare una, da? Una, da. Și așa mai departe. Adică în momentul în care se fac aceste analize de felul acesta, eu sunt destul de circumspectă să fac o analiză economică la aceste raportări, da? Ok, s-au divizat, dar încă o dată, câte au fost cu datorii, m-ar interesa... Și la câte dintre ele activele acoperă datoriile, pentru că, de fapt, acelea sunt găurile care pot să tragă înapoi economia. Dacă luăm societatea aceasta de asigurare, că asta mi-a venit în minte acum, nu știu cum, asta care este pe faliment acum. Eurolins sau care? Eurolins. Eurolins, da. Mă rog, nu știu, nu ne pronunțăm, știu că este o societate, da. Să nu greșim numele și pe urmă să fim acuzați că am zis într-un fel sau altul. Deci,
ok, intră în faliment, o să intre în dizolvare și, și în lichidare. Da? Deci, pe mine mă interesează sumele care ea nu le-a plătit și care nu pot fi plătite din activele pe care le deține. Nu faptul că eu, societatea SCX, da, am hotărât eu, asociat sau asociații care sunt, să dizolvăm, să lichidăm societatea pentru că nu vrem să mai lucrăm împreună. Dar nu avem niciun fel de datorii față de alte persoane. Nu avem niciun fel de datorii față de bugetul de stat. Și atunci această activitate aduce, de fapt, sigur, odată, că pe urmă nu mai aduce, aduce un venit pe impozitul din lichidarea societăților comerciale. Bun, asta în situație că ai ce lichida. Deci am precizat, da? Da. Și pe sumele care se distribuie asociațiilor sau acționarilor. Deci, aceste analize simpliste și atâtea au fost dizolvate, atâtea au fost ok. Da, bine, asta e un anunț pentru oamenii simpli, care nu intră în detalii, nu specialiști. Păi despre asta vreau să discut, că sunt atâtea se rostogolesc în mass media anunțuri de genul acesta, că au fost lichidate atâtea, că au fost înființate atâtea. Da, aveam și cu înființarea imediat. Așa. Vreau să vă spun, da, ca să continuăm stilul de comunicare. E vorba de firme din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor. Ok, deci cam acolo dacă bate. Luăm firmele cu amănuntul, da, în momentul în care apar încă două, trei hipermarketuri, clar, firmele cu amănuntul care sunt distribuitoare, care vând produse alimentare sau nealimentare sau indiferent ce, când a apărut lângă el un hipermarket, clar nu mai are nicio șansă de, sau șansa este foarte, foarte, foarte mică de... Da, să știți că nu vă gândiți la ideea că povestea asta s-a întâmplat în urma schimbărilor fiscale de la 1 ianuarie. Păi, schimbările fiscale de la 1 ianuarie au fost cele legate, de fapt, cu micro-întreprinderile, că, practic, celelalte nu prea au fost relevante, da? Da, da, da. Da. Micro-întreprinderile. Bine, și dividendele, care, poate, la firme mari... Păi, și dividendele care, iar, indiferent că plătești 5% sau 8% la dividende, le realizez, le plătesc dacă am venituri. Că dacă n-am venituri, n-am venituri. Da, da, da. Da? Da, da, da. Despre asta. Și atunci, nici într-un caz nu cred că societățile au fost lichidate, dizolvate, pentru faptul că au trecut de la plătitor de impozit pe micro-întreprinderi la plătitor de impozit pe profit. Pentru faptul că dacă desfășori o activitate economică, chiar dacă ești liber profesionist, impozitul este pe rezultatul economic, pe rezultatul anului, este de 10%. La care mai trebuie să plătești și CSE și CSS și așa mai departe. Deci, acest impozit pe micro-întreprinderi era benefic pentru entitățile care... Nici într-un caz pentru meseriile liberale. Ba da. Și pentru? Sigur că da. Pentru că, domnul Goian, în momentul în care eu, ca și profesionist liberal, indiferent și nu numai profesii liberale, ci și celelalte activități care sunt de prestări servicii, nu am cheltuieli. Păi n-am, tocmai. Și atunci totul intră la... Și atunci aproape totul intră la impozitul pe profit. Asta am vrut să zic. Da, dar față de cel 16%, am dreptul la niște, totuși am niște cheltuieli. Am niște cheltuieli pe care, ca și liber profesionist, sigur că mă duc pe 10%, dar acum, prin tranșele și cele care s-au stabilit pentru sănătate... Vorbiți de drepturi intelectuale, lasă-vă referiți. Da, 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 nu numai. Nu numai, că, de exemplu, sunt prestări de servicii la topometrie, da? La arhitectură, la... Așa, alea se intră la 10% sau? Păi, deci societățile respective pot să intre ca profesie liberală și pe 10%. Aha, da? Am înțeles. Dar eu vorbesc despre acestea care s-au dus pe activități de micro-întreprindere cu 1%, da?
Corect. Pentru că nu au cheltuieli. Ăla de topometrie și-a cumpărat teodolitul ăla cu odată, care măsoară și așa mai departe și pe urmă prestează. Sau cel de arhitectură, sau știu eu ce, sau eu, de exemplu, da? Eu, de exemplu, pe societatea de contabilitate, ce pot să bag? În afară de hârtie, de calculator, de salarii, dacă am salariați, puteam să rămân pe micro-întreprindere, că nu am deci o cifră de afaceri. Bun, deci acum plătiți 16%, da? Nu, pentru că am un salariat, dar, dar nu vorbesc despre această... despre aceste aspecte. Asta nu o considerați ca efect? Nu. Deci eu spun categoric că nu consider că aceste dizolvări și mai ales cele voluntare sunt datorate acestor... Bun, să mergem și la o... Ce s-a întâmplat? Au fost totuși situații în care, în momentul în care nu a mai intrat pe micro-întreprinderi, a suspendat activitatea. Multe. Multe firme. Pentru că suspendă activitatea în speranța că poate că, da? Pe de o parte și pe de altă parte, având deja niște active, cam mare ar fi impozitul care ar trebui plătit acum. Da, clar. Așa e. Bun, în același timp, totuși, asistăm și tot în partea Registrului Comerțului la o informare referitoare la creșterea numărului înmatriculărilor, adică apariției a noi societăți. Și de persoane fizice și juridice. Cu 10% chiar. 10,23% față de 2022. Deci unele ori, altele se nasc. Asta e viața economică, domnul Goian. În economie cam asta e. Economia asta este, ca și în viața reală. Da, clar. Ceea ce mi se pare interesant este că 1644 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în același interval. Acum, asta cu insolvența... V-am povestit despre ce este vorba. Da. Deci, în insolvență înseamnă că firmele respective au obligații neachitate față de persoane terțe. Problema care mi-o pun eu la aceste firme care au intrat în insolvență este dacă activele lor acoperă datoriile. Pentru că în situația în care nu acopere datoriile, clar, va fi o gaură destul de mare pentru toată economia. Că haideți să facem o socoteală. Deci eu sunt o societate comercială care desfășoară activitatea materiale de construcții. Deci produc materiale de construcții. Și societatea la care i-am livrat, la societatea de construcții, i-am livrat materiale pe care le-am dat cu plata la un anumit termen. Da? Nu le-am, că practic așa se încheie contractele comerciale. Da? La un anumit termen. Societatea de construcții intră în faliment. Eu nu am niciun fel de garanție să nu mai creditor chirografar, adică intru și eu pe linia de recuperare a bunurilor, dar eu la rândul meu am de plătit furnizori pe care și eu trebuie să-i plătesc. În situația în care volumul activității mele către societatea de construcții care a intrat în faliment este destul de mare în ponderea cifrei de afaceri, eu pot să am o sincopă destul de puternică în plata furnizorilor mei. Da. Pot chiar să ajung să intru în faliment pentru faptul că, sau poate am rate de rambursat, am achiziționat bunuri, am achiziționat pe linii de credit și în momentul în care eu nu rambursez aceste sume, intru și eu în faliment. Deci, practic, bulgărele de zăpadă se mărește și pornește avalanșa. Acestea sunt aspectele negative legate de aceste insolvențe, de aceste lichidări într-un fel sau altul, voluntare sau involuntare. Aceste goluri care se pot crea în activitatea economică. De aceea eu la aceste insolvențe sunt curioasă câte din ele sunt garantate și câte au active ca să acopere aceste sume. Tot aici intră inclusiv sumele care sunt datorate bugetului de stat. Din toate punctele de vedere, atât ca și contribuții, cât și ca impozite. De aceea,
analiza pe care aș face-o din punctul acesta de vedere ar fi cea legată de faptul de creanțele pe care le au aceste societăți care au intrat în insolvență. Din ce am auzit-o, mulți bani se pierd, pierde statul. Păi, mai avem 7 minute. De acord. Aș vrea să vorbim despre nomazi digital, că altfel ne facem de panoramă. De fapt, hai să luăm exemplu societăților care au fost lichidate din județul nostru, cele miniere și așa mai departe, care au rămas cu sume neachitate la bugetul de stat, sume foarte mari. Păi, e un subiect și ăla, care chiar văd că locolești cei care ar trebui să ia taură de coane. Bine, acum discutam de insolvențe. Da, așa e. Nu, nomazii... că s-a vândut termocentrala de la Mintia, da? Păi, a fost. Și care au fost creanțele care au fost acoperite? Nu știu dacă au fost, în primul rând, cele legate... Cine știe, prin care contractul, că am văzut că e... Secretizat, nu? Nu discut de contract, discut de cum a fost repartizată suma respectivă. Cealaltă, următoarea emisiune. Nomazii digitali, că altfel... Nomazii digitali. Da. Deci, vedeți dumneavoastră, viața asta a noastră de zi cu zi ne aduce tot mai multe provocări, da? Printre care, de exemplu, sigur că noi nu facem parte dintre ei, dar foarte multe persoane străine care au găsit soluția să lucreze din România, da? Adică venind în România din să lucreze țară. Din România, da? Da? Chiar am văzut niște emisiuni foarte simpatice în care persoanele respective au venit cu rucsacul în spate, cu laptopul, au închiriat, pentru că sunt niște condiții ca să totul să fie nomad digital, au închiriat anumite locații foarte frumoase, foarte pitorești, dar care au acces la internet. Și au zis, noi lucrăm din România. Asta cu ideea că internetul românesc e mult mai rapid decât în alte țări. Exact. Clar. Și asta este o parte foarte bună. Deci o parte foarte bună legată de aceste activități. Acum, problema care se pune este că persoana respectivă, ca să fie considerată nomad digital, trebuie să împlinească niște condiții. 3 minute. Da, vi le spun așa, mai repede, scurt, da? Odată să fie salariat a unei firme străine, da. Să dețină el o societate străină care să aibă obiectul acesta de activitate de cel puțin 3 ani de zile, cu sediu în străinătate, da? Așa, să aibă asigurat din salariu sau din veniturile care le-a realizat, atenție, pentru 6 luni de zile de 3 ori salariul mediu pe economie, atât înainte cât și după, să aibă o asigurare de sănătate de minim 30.000 de euro. Și mai sunt încă câteva condiții acolo ca să nu mă întind. Deci, reglementarea este dată prin legea 22 din 2022 și completată cu legea 69 de anul acesta. Așa, ce pot să facă aceste persoane? Dacă ei primesc viza pe o perioadă de până la 183 de zile, ei nu sunt rezidenți, sunt rezidenți români ca și nomazi digitali, dar nu sunt rezidenți fiscali. Asta vorbiți de dreptul de muncă. Da. Da, deci pot să lucreze de aici până la 183 de zile, adică 6 luni de zile, fără să aibă, să solicite rezidență și rezidență fiscală. Deci, clar, pot să solicite din punctul ăsta de vedere toate celelalte și au drepturile a rezidenților în România. Toate drepturile rezidenților în România. Asta înseamnă că nu plătesc impozit aici. Nu plătesc aici impozit. Da. Da, plătesc dincolo. Plătesc dincolo. Așa. În situația în care depășesc cele 183 de zile în 12 luni consecutiv. Deci dacă am dacă în 12 luni consecutiv am cele 183 de zile, am depășit, atunci devin rezident în țara românească. Țara românească și atunci am niște obligații din punct de vedere a rezidenței fiscale în România.
Acum, atenție foarte mare, pentru că... Prezi secundă. Da. În afară de aceste condiții care le-am zis mai înainte, trebuie să aibă plătite impozitele și taxele la fiscul lor. Trebuie să aibă, să aibă un cazier fiscal, să nu fie condamnat pentru evaziune și așa mai departe. Și cred că vom trece cu aceste rezultate. Vom mai discuta și luna viitoare. Neapărat în luna, în emisiunea următoare, despre acest, continuăm acest subiect, aruncăm un cârlig, ca să zic așa, da? Da? Despre nomazii digital, pentru că sunt convins că mai sunt multe de discutat pe da, tema aceasta. Da, și mai ales să nu încurcăm cei care lucrează din România pentru firme străine și care sunt rezidenți români cu nomazii digitali. Da, foarte clar. Mulțumesc tare, tare frumos pentru informații, comentarii. Succes în ceea ce faceți. Să mulțumesc. Ne vedem sănătoși. Să fim sănătoși. Dragi prieteni, mulțumesc dacă ne-ați urmărit și, bineînțeles, vă dau întâlnire pentru... următoarea ediție în Lumina Adevărului. Numai bine, la revedere! La revedere!